serio, solo hay un asist. No. Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou videoclip pe canal. De data asta vom juca War Thunder, dar ceva mai special, vom juca Assault Air Arcade. Nu este chiar un game mode nou, e adăugat relativ târziu, cam acum câteva luni, și am decis să joc și cu germanii de data asta pentru că cu ăștia am jucat cel mai mult și am avansat la rankuri relativ mari. Deja am deblocat rank 5 și cu astea joc cel mai bine în Assault Air Arcade pentru că au tunuri mari, spre exemplu, da, 30 de mm, 20 de mm. Deci, da, nu am ce zice decât să începem un joc și să vedem dacă putem face măcar un win la un Assault Air Arcade, pentru că a devenit foarte greu jocul, nu știu de ce. Deci, haide să vedem. Bă, dar durează, mă, asta, mă. Jesus Christ. În caz că o să mă bage într-un joc. A, bă, că suntem 10, bagă-mă, mă, în joc. 12 chiar. Jesus Christ. În sfârșit mă băgă într-un joc. Scuzați-mă că intrai aproape de microfon, mă aranjai. Haleluia, frate. Cât dură, mă, mâncați-și gura ta. Frate, hai. Ta 152. La putere. Suntem în Rusia, din câte văd eu. Scad și o volumă un pic mai mult ca să nu vă deranjeze, ci să mă auziți și pe mine la un moment. Deci, practic, ăsta e avionul meu preferat din War Thunder. Este Tau-152H1. Din păcate, nu prea pot să joc în realistic battles pentru că mănâncă foarte, foarte mult din bani. Și nu că nu am puțin table, am peste 400 și ceva de mii, dar acum consumă mult, ăsta în jur de 13.000 numai dacă îl lovești un pic, gen o aripă, o chestie. Și o scurtă istorie asupra acestui avion, a fost, cred că, ultimul avion făcut de către Kurt Tank. El făcea avioanele FW-190, exemplul, uite-l acolo, dar n-avea numele lui, Ta, de la Tank. Și asta a fost ultimul avion făcut de către el. Era un avion de altitudine foarte înaltă, gen, uitați cât de mari sunt aripile comparate cu alte avioane. Din câte avem Dornier 217, toți ăia sunt boți din fața noastră, bombardierele alea toate. Pentru că Air Arcade, noi trebuie să apărăm acea bază mică de acolo, de bombardierele astea. Dacă ajung bombardierele astea, s-a ales praf, pentru că astea car ditai bombe, la modul mai serios. Așa se face kill-ul. Te aveți grijă că bombardierele au armament defensiv. Ăsta e al meu. Aha, eram gata să-l iau pe un prieten de-al meu. Critical, l-am luat. Ținta mi s-a schimbat jos de tot.
Nu cred că pot să vă arăt. Jos de tot, în colțul din stânga jos, sunt 14, niște avioane, 14, 336 și 13 ăla. 336-le cred că este HP-ul clădirii. 13 sunt varurile de avioane, câte wave-uri mai sunt când terminăm. Și 14 e numărul de avioane. Nu ale noastre, ale inamicilor. Noi suntem, cât suntem aici? 3, 6, 9, 10 suntem. Cred că am numărat și greșit pentru că m-am și grăbit. Dar vedem. Aici nu prea contează ce rank e, vedeți, asta are rank 5, am rank 4, asta e rank 3, rank 3, rank 4. Nu prea contează rankul aici. Poți să fii și într-un avion de căcat. Oh, vorbim de alte avioane. Mai bine urcăm la bombardierele astea la alte. Oh, câte kill-uri a făcut G56. Nea, n-ajungeam, oricum era prea târziu ce ne va făcea. Și persoanele care vizionează acest videoclip, nu uita să lasă și voi un like, un share și un subscribe, mă ajută foarte mult să cresc și eu canalul ăsta, Mititel de YouTube, cât să-mi desfășur și eu distracția mea, cât timp am și eu timpul liber pe YouTube, să postez, să fac live stream-uri și multe altele. Cred că aș merge la lider. Cred că lider e cea mai bună idee. Nu știu de ce am așa o presimțire. Serios, ai un assist la... Mă, serios, alt assist. A ajuns să răștea. Oh. Stranger danger, avem howitzer. Ălea măcar trebuie să le apăși. Atâta tot. Un reload merge? Ai de capul meu, avem dita e reload. Nu trebuie să dau reload, frate. Oh, mă gaură în aripă. E de bine. Mamă, atetonierul. Bă, eu zic mai bine să aveți grijă de bombardiere. Voi stați sus, mergeți la bombardiere. Eu mă duc la howitzer. Eu nu înțeleg echipa. Mă duc să-i dau unul singur, știi, să iau ăsta. Și acum lăsară bombardierele, este de unul singur. Un Kika nu o să facă nimic. Hai că se treziră restul să vină. La modul mai serios, că câteodată nu-mi plac echipele astea pentru că se duce unul, după aceea se duc toți și după aceea nu fac nimic și începe baza noastră să piardă HP, să piardă mai multe chestii. Și asta mă și enervează. În fine, hai să vedem. Băgăm turbo până la focul ăla. Sper să nu ajung acele bombardiere la bază, că odată ce 3 ajung, eu cred că este game over, din câte știu. Nici nu mai contează dacă mai dobor alte avioane. Nu mă descurc deloc bine. Deloc bine. Oh, alo, deci dacă iau focul ăsta, câte sunt? 19, zic ei. Dacă iau încă vreo 5, 6 sau 7, e bine. Sunt singurul care e spre focul, mă duc la ultimul. Nici n-am multă muniție la dispoziție, am decât 319 cu 76. Deci trebuie să fiu foarte, foarte atent cu muniția. Spre exemplu, trebuie să mă apropii. Nu știu de ce a avut să-i frame-urile alea.
Ops, nu era de bine. În loc să apăs pe 2, apăsasem butonul de volum. Inteligența acută. Dar am luat de data asta un alt avion. Am luat Messerschmitt-ul, de data asta are. Nu prea are atâta muniție, dar are relativ mai multă muniție de 30 de milimetri. Am pus eu tunuri adiționale puse pe aripi. Sunt gun poduri sau tunuri adiționale. Mai bine zici tunuri adiționale ca să nu te încurci care-i care. Ok, deci trag o concluzie. Echipa mea este plină de idioți. Ei nu știu să doboare avioane. La modul mai serios. Uite cât de mult a luat damage ăsta, baza noastră. Că proștii nu știu să doboare focul. Sunt și cele mai ușoare ținte, că n-au armament defensiv. Au numai ofensiv, bomba și cu mitralierele din față, tunul mai degrabă, că sunt relativ mari. Și o mică informație despre mitraliere și tunuri, de ce zic la unele avioane ca o tunul. Odată ce depășește calibrul de 15 mm, se clasifică ca tun. Dacă este sub 15 mm, e mitralieră. Deci să nu încurcați dacă aveți 20 de mm, cam calibrul la armamentul avionului, nu este mitralieră, e tun. Pentru că unele tancuri dețineau asemenea chestii. Deci, da. Mergem la liderul dintre toți. Da. Și-am mai luat încă unul. Mamma mia, câte avioane, câte mitraliere sunt prea multe. Ia. Lua-i, 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 mamă, ce spam e! Mamă, cred zic e lag, e lag, prima oară! Lag de frame-uri, frame-uri multe! Prea multe frame-uri! Mi se duce motorul! Nu mai văd nimic! Băi! Ce mai aici? Ce-i asta, mă? Băi, eu nu mai văd nimic! Ah, nu mai am nici muniție! Nu mai vedeam nimic. Ok, mai distruse un avion. Mă, luăm Messerschmitt ăsta că e prea bun. Făcui treabă. Ok, howitzerele, howitzerele. Trebuie să mergem după howitzere. Că vă zic pe unul zicând, bă, avem howitzere. Și jos sunt avioane jos, ok. Mergem full nebuni. Mamă, asta. Deci, howitzerele, dacă nu le iei, să-ți distrug baza, uite. Vorbim de bază, uite. Aoleu, e pe roșu viteza, nu. Nu, nu, nu e pe roșu, nu e pe roșu, nu e pe roșu. Uite, vom face un strafe pe toate astea de acolo. Strafe înseamnă cursă, gen să tragi în linie. Tragem un tic. Mama aia a fost la limită, că zic că intru în pământ mai acolo. Fiind arcade, poți să tragi G-uri cât vrei. Că nu se întâmplă nimic. Având ditai tunurile, nu se întâmplă nimic. Ăia se duc spre... Unde sunt? Mamă! What the fuck was that? Ce fumă frame drop-ul ăla, mă, mâncați și gura ta. What the fuck was that, man? Frate, ce fuaia, bă? Mamă, ce fumă frame drop-ul ăla? Să mergem și pe acele focul. Eu zic că ei deja și-au făcut treaba. 6 valuri, hai de capul meu.
Vinci, pompardierele. No, asta va fi sfârșitul nostru pentru că suntem prea puțini. Bă, nu suntem, suntem destui ce naiba. Bă, duceți-vă, pirața nebii, mergeți la bombardierele amar, că suntem trei, ne descurcăm. Uite ce face ăla. Hai, mișcă-ți. Ia uite-i, mă. Așa, mă. Crezi că nu se mai duc. Și asta, bă, ăsta cu Kikau e prost sau se preface? A, păi e printre ultimii, n-am ce să zic, deci. Aolo, urcă. Nu e de bine. Fiți iar... Nu, recum. Nu, trebuia. Îi luară. Îi luară. E bine. Băi, cum intră... Epava aia, frate, nu trebuia. Ai, mă. Mamă, direct full turbo merg pe ăștia, ești nebun la cap. Unde sunt avioanele cu reacție când îți trebuie? Bă, ne trebuie mai mulți de rank 5 aici. Serios, chiar ne trebuie rank 5 ca avioane. Are fucking kidding me. Mamă, deci început să-mi jur ca naiba. Disusei două avioane și intrai cu un bow. Ah! Eu cred că se descurcă. Să sperăm. Mamă, chiar să sperăm. Ne mergem pe focul, full. Mergem ca nebunii. Direct, toată viteza înainte, nu mai contează. Băi, jet fighter, fă-i mă ceva, Kika. Mamă, deja ajung alea, nu-i așa? Aha. Nu, pierdem. Chiar pierdem, nu mai contează. Pierdem că... Da. Este ceva de gen, trebuie fiecare să facă neapărat un kill acum. Mamă, eu cred că intră în ăla, nu, deja. A, bă, e doar, ți-i doborâră, cred că e doborâră de... Mission failed. Nu. Are you kidding me, frate? 100.000, unul singur a ajuns. Unul singur, atâta tot. Douăzeci de minute. Bă, și mai aveam fix 10 minute până la victorie. Făcui bine. Măcar îmi iau bani, atâta tot. Nu ții mulți pentru că și avionul consumă mult de rupe. În fine. Cam atât cu acest videoclip. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, lăsați și voi un like, un share și un subscribe. Mă ajută foarte mult. Eu am fost Dani. Noi ne vedem data viitoare. La revedere!